Sami, stai să învăț o șmecherie, Sami. Nu mă delire. Sami. Își bate joc, Mădălin, bă! Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Stumble Guys, alături de invitatul nostru special de astăzi, Sami, pe zona acolo jos! Bine, te pup, Sami, e pentru prima dată când vii la mine pe canal și filmăm. Ce părere ai despre asta? Da, Mădăline, mă gândeam că mă chem la Brawl Stars, da, pare da. La Stumble Guys. Da, pentru că asta vorbisem, pentru cei care sunteți interesați, The Sami, mai ales alături prietena lui The Sami, se joacă foarte mult Brawl Stars. Și eu n-am crezut chestia asta. Până nu mi-a arătat. Adică că a băgat oferte, că a cumpărat oferte și așa mai departe. Deci dacă doriți pe viitor și doriți să susțineți, nu uitați să treceți și pe la Sami acolo cu un like și un subscribe, pentru că contează foarte mult chestia asta. Dacă ne susțineți, poate pe viitor vom face, fii atent, Sami, bătălia cuplurilor. Mamă, super, super. Bă, mai se joacă că... Andresita de rupe Brawl Stars. Cred că dacă o sună acum, 100% e în Brawl Stars. 100%. E 12, stă pe spate în pat și rupe Brawl Stars-ul. Bă, mă bucură faptul că în 2022 mai joacă cineva Brawl Stars. Și cum îmi zic mie copii și zic, mamă, îmi dau o grămadă de hate că mă joc Brawl Stars, că nu știu ce. Nu te mai jucam Brawl Stars. Da, frate, fiecare joacă ce vrea, adică până la urmă e... Da, clar, îți dai seama. E libertatea asta, deci nu uitați de butonul de like și de abonare. Și astăzi o să ne bătem pe Stumble Guys, adică în ghilimele ne bătem, logic că ne cred că ai și tu emoturi, nu? Sami, ai emoturi, să ne bătem cu pumni, cu delea, cu picioare. Bă, nu. Nu? N-ai niciun emote? Nu mai știu cum se foloseau, mi-aduc aminte că... Cred că cumpărasem... de la PES, da, da, da. Cred, Stumble PES-ul, dar nu mai știu exact unde văd... La emotes. Dacă dai la emotes, trebuie să fie special, să scrie cu special. Ok, păi și unde? La customize aici? La emotes? Da, 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 da. Da, din păcate nu am. Nu? Înseamnă atunci că dacă o să fie în finală, să ajungem în finală, nu o să folosesc emote-ul deloc pe tine ca să nu fie incorrecții, să... Adică să mă apelez, mai ales la Valendu, unde dacă rămâi 1v1 și eu îți dau un punct, tu nu mai ai șanse ca să mai vii, știi, să mai recuperezi. Să mai... Mamă, dar eu vezi că eu nu știu să mă joc așa bine, vezi că tu ești profesionist cu... Lasă-mă că eu te-am luat, că am văzut că mi-ai făcut episod de Sami, am zis că o dă pe tryhard. Am jucat, îți dai seama, dar eu am încercat și am deschis doar cutii. Am deschis doar oferte. Doar opening, a? Da, doar opening, atâta. Bun, hai că îți dau codul, deci trebuie să intri la party și să apeși, să scrii codul acolo la join, știi? Da. Așa, și codul este 55115. Puteți să intrați și voi acum, gen, dacă vedeți clipul, gen, dacă intrați acum... Dar fii atent, Sami, vrei să-ți arăt o magie? Mă crezi că sunt locul 1 local? Locul 1 local... Pe România. Ai ieșit din party? Da, am ieșit din party, ca să-ți arăt ceva. Ieși de tot și intră la rankings. Așa, la rankings. Și apasă pe global. Global. Și dă-i la crowns. Ești pe 2. Nu, cum să fiu pe 2? La crowns, nu la crowns, la crowns, la coroane. Ah, da, ai dreptate, ești pe primul. Oooo, și trofele, ce-s astea? Astea sunt trofele win-uri, adică câte win-uri ai? Mă, poate tot eu mă joc cu Mădălin care are 7500 de coroane. Nu, fii atent să-ți explic, Sami, fii atent. Îl vezi pe ăsta de aici și a pus numele meu, pentru că efectiv este un hacker care a apărut doar astăzi, din nicăieri. Deci efectiv este hacker pe jocul ăsta. Deci ăsta, Mădălin, YouTube, nu ești tu? Nu sunt eu, nu, că eu am la momentul de față 238 de win-uri. What? Și efectiv, hackerul ăsta a apărut astăzi, nu știu cum a făcut, cum a hackuit jocul, a venit locul 1 local din România, chiar și în top global, și și-a pus numele meu. Mă, de la YouTube. Bă, forță pentru hackerul, mă, de la YouTube, nu băgați sigur, nu le folosiți, dar gen... Așa, la Caterin, că oricum o să-și primească bani, asta e clar. Scuze încă o dată, îți mai dau codul încă o dată, Sami. 814-42. 814-42. Da. Gata, tata. Oricum o să primească bani cu siguranță, de să stai liniștit. Care era aia, cum se numește? Dădeai cu shift sau de pe ce dădeai să te arunci pe burtă? Să te arunci pe burtă double space. A, deci dai space, apeși space odată să sari și încă dată exact, să dai... Exact, da, să prăjești pe burtă. Waiting for players, pe noi ne jucăm doar noi doi? Nu, din păcate nu e chestia asta pe jocul aici. N-avem pe cum? Jocul ăsta. Nu, n-avem cum. Dar o să ne dea cumva boți mai slabi și o să-ți fie ușor, adică o să rămânem cumva tot noi doi ultimi, știi? Ia, hai să vedem. Hai, păi probabil că sunt mai slab, gen, ca boții și poate mor. Da, păi uite, ia majoritatea vezi că au Stumble Guys în nume, nu știu dacă îi observi. Uite, uite vezi? Pe Mădălin! Că am plecat primii. Bă! Easy, picior! Oricum sunt foarte pay to win emote-urile pe jocul ăsta, deci merită... Really? Da, merită foarte mult. Te-am luat în brațe, te drăgălășesc puțin. Și pum, nu e foarte incorrect. Ia uite, vezi cât de mult avantaj am aici dacă mă duc pe burtă așa să plonjesc cu emote-ul. Ah,
Păi și care e emote? Ia de emote-ul. Ce l-ai? A, deci tu mai ai încă un emote. Sunt 3 emote-uri în total pe jocul acesta. Wow. Și uite, ăsta mai e acum când o să vii tu. Păi nu mai vin. Ai sări de toți banii. Bă, dar își bate joc de mine? E că trebuie să te duci în față. Așa, bun. Așa? Și ăsta e de pumn. A, și pumnul și îl știu pe ăla. Era ăla, cum se numește, The Day cu... Bă, era ăla The Day cu piciorul, parcă, sau păi care da, era? Ăsta e cu piciorul de aluneci și e un avantaj, scrieți un avantaj gen. Da. E ciudat cumva că au chestia asta și practic nu toată lumea e egală, știi? Adică practic exact. Trebuie să bagi... Exact. Și un emote durează o lună cât PES-ul, știi? Adică tot timpul e cycle-ul ăsta. Sezonul ăsta... A, deci stai puțin, emote-urile nu sunt permanente? Ba da, sunt permanente, rămân permanente, dar ele vinde câteodată pe lună, adică un emote exact, pe lună, știi, exact, în PES. Exact. Da. Asta. Odată ce le iei pe toate trei, după aia nu mai are sens să mai iei PES-ul, știi? Că n-are ce să mai iei decât reward-urile în sine. Ai rămas pe loc, Sami? Mă blocasem în aia. Oricum e, Caterinca, ce părere ai? Ce ai mizat? Pe Fall Guys sau pe Stumble Guys? Bă, sincer, dacă ar fi să iei... Nu, eu nu mă calific. Ba da, că sunt slabi ăștia, Sami. Hai. Nu mă calific, că m-a dat de la început, gen. Alo, l-ai ratat spawn-ul? Dar nu cred. Pe bune, că ăștia sunt slabi, Sami. Liniștit de califici. Deja ai ajuns, cred. Ia uite. Sincer... Dacă ar fi să mizez pe un joc, în momentul actual, ambele sunt gratuite. Ambele sunt gratuite, dacă ar fi să o iei așa. Dar mi se pare mai tare Stumble Guys-ul pentru o singură chestie. Că e pe orice device, gen, te joci pe telefon. Pe exact. Lângă Fall Guys nu-l joci pe telefon, nu ai unde să-l joci decât și doar pe calculator, atât. Exact, ai dreptate. Dar uite, la partea de pay to win și chestiile astea cu Stumble Pass-ul și cu emoturile astea mi se pare destul de nașpa. Dar asta ce să faci, trebuie să facă și ei bani din ceva, nu? Da, exact. Dar cred că făceau la fel de mulți bani și dacă nu erau chestiile astea. Și ai văzut că e Caterinca și faza aia cu să dai la roată, știi, te ajută foarte mult cu rarități. Da, exact. Ai văzut exact, cum a fost exact. Și pe Clejoia și pe Brosta, mai mult pentru rarități și pentru alea, pentru la caracterele alea respectivă, dar aici skin-urile sunt cam degeaba, adică nu te ajută la mare lucru. Ia uite, i-am dat asta, până a intrat în laser, ai văzut? Mamă, să mă pay bată tata. Pay to win, eu dacă mă îți dau un punct... Vreau pe ăsta, uite pe ăsta vreau să, că nu-i family friendly. Care vrei, ia. Uite gladiatorul ăsta, îl gladiatorul, cheamă gata, e mea, se rezolvă, dar stai să nu fie. Stai, acum, picior. Hai, că l-am dat pe rechin. L-am bătut pe rechin. Acum. Stai. Gata. Oh, uite, și am rămas noi doi. Păi și acum ce se întâmplă? Și acum fii atent, să o șmecherie. Da, ai vrăjala. Sami. Își bate joc, mă, de limbă. Cine crezi că a câștigat, Sami? Nu mă dă cu emoții, ciobolanul. Am murit în același timp, Sami, cum s-a întâmplat? Da. Vezi, aici intervine pay to win-ul. Oricât ai vrea tu să spui, știi? Adică, e aiurea. Dar știi ce îmi place mie la jocul ăsta? Că tu poți foarte rapid. Ia uite, mă, cum are ăsta host, mă, frățiorul meu? Mă, nu trebuie ăștia cu noi în party. Nu, ieși, ca să schimbă și skin-urile dacă e totodată. Să-mi arătă și altceva. Forță. Te leau pe albastru, iau dinamitronul eu. Cred că și tu ai toate speciale sau lipsește vreuna? Specialele, cred că singurul pe care nu l-am e ăla... A, nu, două nu am, două speciale nu am. Da? Ce nu ai? Ninja lău albastru și ăsta de aur? Am doar dragonul și ăla verde, gen Shuninganul ăla. Ok. 53808 este codul. 53808. Da. Gata, mi-a apărut, e perfect. Forță. Eu Fall Guys nu știu, m-am mișcat foarte mult, dar nu prea îmi place că ajungi foarte greu în finale. Sunt multe etape. E mult mai greu da. Fall Guys-ul ca... Aici e tot timpul și nu plictisești publicul, știi? E tot timpul în tensiune, cum ar veni. Mai ales la turnee, mamă, cât tryhard. Păi am luat acum, gen, am făcut un live și am luat locul 24 pe Europa la echipe și am jucat cu alți 4 oameni, 4 români, știi? Bă, am văzut, tot apar pe TikTok niște băieți din ăștia, am văzut pe ceva clanul KS sau ceva de genul ăsta. I-am tot văzut. Sunt insane oamenii, adică da. Îi văzusem cum cum făceau niște scheme de alea de se duceau pe era o hartă de aia, de zici că era burlan, știi? Mhm, da.
Erau un burlan de la în continuu și tot ce făceau ei, bă, săreau numai pe margini, pe toate chestiile alea, mi se părea insane cum gen. Aia cu apă n-ai văzut? Ceva de genul să nu te duci în apă, să nu... Nu știu dacă ai văzut mapa aia. N-am văzut cu apă, am văzut ăla cu... Ba, ăla era cu apă, dar era cu burlan de la de, trebuia să stai cumva în el și mergeai doar pe burtă. Mergeai doar pe burtă, așa, știi? Da. Hai că-i fan și skin asta de la Ito. Speciale. Dar asta mi se pare ciudat, că acolo în ofertă îți scrie că ai garantat o specială, dar nu e chiar așa, că nu e garantat o specială. Păi da, Sammy, dar gândește-te că eu am luat 5 speciale din oferta aia. Nu cred. Pe cuvântul meu de onoare, am luat 5, deci pe un cont am luat 4 speciale și pe un cont pe telefon când am făcut. Și fii atent diferența între calculator și telefon. Deci pe ăsta, pe cât ai dat tu pe oferta aia? 50 de euro ai luat-o sau la reducere? Da, 50 de, cred că am luat-o la reducere, 25. Bun, eu știi cu cât am luat pe telefon? Cu 80 de lei. What? Deci sunt diferențe într-o ofertă între calculator și telefon, Sammy. Nu cred. Pe cuvânt. Și... Dar oricum hărțile sunt, adică da, cumva să fac o comparație așa cu Fall Guys, că mi se par super similare hărțile între ele. Da, păi le-a copiat rău de tot. Da, aici Cristie, că cu cât s-ar mai mult și dai, cum ți-am zis eu, double space-ul ăla, te ajută mult în joc. Pe când pe Fall Guys nu te ajută. Mie mi se pare că te cam încetinește aici, că te cam dezavantajează spațiul ăla. Păi da, dar trebuie să știi tu când să te duci pe margine acolo. Exact. Și uite, pe mapa asta trebuie să ai o tactică ca să alunești pe margine. Să stai în continuu pe burtă. Înțeleg, oricum te-ai jucat mult, câte... Am 240 de winuri aproape. 240 de winuri? Da, da. M-am jucat ceva, într-adevăr, dar nu prea știu, adică știu toate tacticile pe mapele astea, dar încă vreau să mai învăț la mapele de turneu, că trebuie totul sunt, de... Hărți de turneu sunt diferite? Nu adică... neapărat că sunt diferite, dar... Sau sunt mai multe scheme? Mm-hmm. Da, și... schemele sunt de emote-uri. Să te bagi în om și să dai pum ca să-l dai jos tu primul. Păi da, deci practic acolo, vezi, uite, asta e puțin ciudat, că dacă tu vrei să te bagi la un turneu, e imposibil să câștigi fără emote-uri. Fără ce e imposibil? Să... N-ai cum să câștigi la turneu fără emote-uri. Ah, da, exact. Am crezut că da. Mobil, înțelesese mobil. Ah, nu. Da, ai dreptate. Nu, fără emote-uri n-ai ce căuta. E imposibil, că tu stai și te uiți la ăla cum îți dă pumni. Și n-ai vrea să faci treaba asta, că te enervezi la maxim. Mai la sfârșit de tot, m-ai băgat tu pe mine în laser. Da. Ia și mai fă-i ceva când eu te iau în brațe și... Da, exact. Mamă, niciodată n-am jucat harta asta. Vino după mine, vino pe aici. Pe aici așa. Așa, perfect. Dar aici unul singur se califică. Poftim? Aici unul singur se califică. Nu se mai califică, câștigi direct. A, da, asta v-am zic. Da. Hai că vii lejer pe aici după mine, așa, te duci pe ăsta, pe aici. Acum așteptam și venim pe ăsta următorul. A, și asteroizii aia te sparg. Da, îți dau knockback. E pe aici și acum să ai grijă să sar pe ăsta aici. Păi nu mai ai grijă că aici dai un fel de double jump ca să vii. Wow, dar hărțile astea nu... Adică nici nu cred că m-am jucat atât de mult încât să m-am jucat de multe hărți. Poți lejer. Aoleu, de unde te-a spawnat? Uite, mai vine și vrăjitorul ăla. Da, m-a spawnat. Nu trebuie să ieși pe acolo, că pe acolo e gen ocolești. A, puteam să sar pe alea. Da. O să vină vrăjitorul, uite, dacă nu era vrăjitorul, îți dădea mâină. Vrăjitorul din Orz. E pe mijloc, nu știu dacă apuci tu să vii. What, am trecut prin mapă! Nu te cred. Bro, mi-a furat unul că am trecut prin mapă, Sammy. Ce bug, ia uite-l pe ăla. N-a talent. Wow, ți-a furat win-ul vrăjitorul. Am trecut prin mapă, eu mai eram primul. Suntem mai slabi amândoi, ne-a bătut vrăjitorul, bă, Mădăline. Ia uite, Stumble Guy 5014. Nu cred că era bot la cum a jucat. Hai să mai dăm un match, Sammy, oricum mai sper că ți-a plăcut. Bă, sunt tari hărțile, sincer. Da, hărțile sunt tari, doar că știi care e faza, sunt repetitive, sunt puține și repetitive. Nu știu, când ai jucat ultima oară Fall Guys? Cred că acum o săptămână și ceva, probabil. Da, câte ore te-ai jucat? Te-ai jucat 3 ore? 2-3 ore? Fall Guys în total? Da. În total pe joc mă refer, nu? Nu, acum, ultima oară când te-ai jucat. A, nu mai știu, cred că un like de vreo 4 ore, ceva de genul ăsta. Dar în 4 ore am făcut de-abia un win la solo. Și restul am mai făcut la echipă cu... Că asta v-am zis, cred că în Fall Guys sunt multe hărți. Sunt multe hărți și fii atent, Sammy, știi ceea ce e mai tare? Că la momentul de față pe Fall Guys nu mai poți să mai înveți tactici ca pe jocul ăsta. Pe jocul ăsta, deci, vezi ciocanul ăsta? Se învârte în aceeași parte.
Pe Fall Guys schimbă rotirea, știi, chestiilor, schimbă mecanica. Exact, da. Și chiar deci dacă e aceeași mapă, ți se pare tare chestia asta? Da, păi schimbă mecanica și oamenii nu pot să învețe pe de rost mapa. Da, știi? Deci asta cred că sunt la sectare. Bă, dar să mai schimbă tunul ăla? Tunul mi se pare că are o rot... Da, uite, se mișcă, da. Oricum și e bine, da, aici, uite, la fel. Uite, exact, asta te-am văzut la tine acum, că ai sărit așa. Mai erau unii de tot așa, se duceau prin anumite locuri, mamă, deci... Când ți apar niște băieți de ăștia pe TikTok care joacă toată ziua Stumble da, Guys... Da, exact. Te sunt, sparg! Sunt ca niște... Te-ai calificat, nu? Da. Okay. Sunt niște chestii ca la șofat, când ai de carnet și trebuie să vezi anumite chestii, așa e și pe jocul ăsta. Dacă le înveți pe anumite chestii, poți să devii mai bun, adică poți să ai avantaj. Dar după aia, când vrei să devii deja la turnei... Cum se numește echipa cu care participi tu? Nu avem un nume, iau gen din top local, dar n-avem un club sau ceva. Mamă, ce e aici? Ce trebuie să faci? Vezi că trebuie să dai... Nu ești cu mine în echipă, mamă, ești la echipa adversă, Sami. Trebuie să te duci și să iei zonele astea, nu știu dacă știi pe Brawl Stars Hozone-ul. Trebuie să stai pe zonă ca să ridici steagul. Și să dai cu rachete, nu oameni ca să-i dai jos. Da. Uite-i pe ghirțoii ăștia, bă, urâtule. Selena, uite-ți cu Selena Gomez aici, Madaline. Oricum, cred că avem boți. 100%. La cum joacă și cum se mișcă. Șapte la 4, vezi că boții tăi ne conduc pe noi. Boții tăi sunt mai tari ca boții tăi. Cum a sunat asta? A, nu pot să sar! Nu poți. Au înseamnă să dai cu rachetă, nu oameni. 5 la 6 scor, ok. Încă 60 de secunde. Asta ești tu? Cred că ești tu. Eu sunt cu un albastru, da. Nu mai dai jos. Și tu mai dai pe mine jos. Eu te-am dat pe tine. Am crezut că mai dai și tu. Altceva. M-a dat jos, Mădălin, bă. Uite și aici, dacă e măutur cumva, poți să contracarezi ca să nu te mai dai jos. Da, tot poți să dai cumva niște... E manevră totală jocul, nu știu, e ciudat. Da, odată ce ai măuturile, nu trebuie să bagi foarte mulți bani, adică sunt jucători foarte buni care nu au băgat niciun ban și au făcut doar din turnee gemuri pentru PES. Că tu câștigi la turnee, știi, gemuri și poți să le iei moca PES-ul. Dacă ești foarte bun pe joc, știi? Mamă, s-ar putea să ne bateți. 7 la 5. Mamă, frățiorul meu, nu am mai făcut ăștia nimic. Bine, Sami! Te-ai dus în final, aia sunt curios ce final îți dă. Ce final, ia să vedem. Am vreun... Da, dacă mi-a dat unul de la cu emote, m-a spart, Mădăline. Nu, ăștia n-au emote-uri, Sami. Mamă, vezi că e complicată mapa. E grea harta? Da. Trebuie să iei... Tactica e să o iei pe stânga, dar să aștepți țepii aia și să nu prinzi ăsta de aici. Ghilotina asta. Bine, acolo trebuie să pun respect pe tine, bravo, aici. Bine, perfect, bine, te duci aici pe stânga, dar așteaptă aici... ăștia și să acum, treacă. Acum du-te, fugi, da. La un moment dat o să treacă ăștia în jos, da, bravo, pe aici pe stânga, trebuie să o iei pe stânga, da, e ok și acolo. Era o tactică pe stânga să nu o colești pe aia pe pietre. Cum o iau aici, trebuie să sar peste ăștia? Da, peste loguri. Bam, ai sărit aici pe asta, după aia aici și vezi aici că e spumni ăștia. Așteaptă puțin peste, așteaptă, bun. E și o tactică să sar peste ei. I-am văzut la băieții pe TikTok să o iau așa pe sus. Păi da, poți să sar pe ei, logic. Da. Dar am zis că poate nu știi să aștepți. Aici să nu dea asta, întoarce-te, așa. Bun. Dai. Și mai poți să te duci pe stânga, pe stânga. E ok și așa. Era o tactică să sar pe burtă pe stânga să iei bila. Și săream pe burtă. O luai pe stânga. Da, e bine, GG. Ai câștigat, bă, Sami, mă, foarte bine jucat, bravo. Da, e tare, a fost tare harta, a fost tare și am avut noroc la timing-ul cu țepii și cu alea. Da, asta contează foarte mult, da, când e competitivitatea mare și joci cu abonații, tu știi cum se îmbulzesc unul în altul, dau emote-uri, e nebunie totală, oricum. Îți mulțumesc încă o dată pentru că ai venit, Sami, nu uitați acolo să treceți pe el cu un like și un subscribe și poate ne vedem data viitoare la un episod de Brawl Stars, cine știe, facem bătălia greilor. Asta zic, te pup, Mădăline. Te pup, Sami, numai bine, salutare tuturor, pa, pa. Subscribe.